Înolte, autoritățile au raportat la nivelul județului pentru ultimele zile zeci de noi cazuri de infectări, iar acest lucru a condus la creșterea numărului de persoane infectate în spitalele oltene. Pentru a face față valului de infectări, conducerea Spitalului Slătinean a decis suspendarea activității celor două secții din clădirea de pe strada Drăgănești pentru a face loc pacienților infectați. Au început să crească, chiar să escaladeze cazurile de pacienți confirmați COVID. Acest lucru se datorează faptului că se prezintă destul de târziu la spital. Oamenii au evitat probabil să se prezinte la spital și se prezintă. Deci formele care sunt la momentul ăsta în pacienții confirmați COVID sunt forme medii spre grave. Concomitent cu creșterea numărului de cazuri de persoane infectate, se constată din ce în ce mai mult că pacienții ajung la medic când boala se agravează. Astfel, paturile de la terapie intensivă sunt aproape permanent ocupate. Noi avem ATI-ul plin mereu. Este plin ATI-ul și secțiile nu sunt pline, dar oricum de vreo două săptămâni sunt destui pacienți. În carantină și izolare se află peste 960 de olteni, dublu față de numărul înregistrat în urmă cu două săptămâni. Managerii unităților medicale din Olt se așteaptă ca numărul cazurilor noi de infectări să crească.